Baronii locali sunt disperați să facă rost de bani pentru majorările salariale de până la 2000 de lei pe lună pe care le-au primit prin lege, așa că au trecut la cea mai simplă variantă să crească taxele și impozitele, bineînțeles tot cu voia guvernului. Premierul Nicolae Ciucă a recunoscut că taxele și impozitele locale vor fi majorate cu 50% la cererea baronilor locali la 1 ianuarie 2023. Este un amendament care a fost discutat și la nivelul coaliției, a fost discutată și cu reprezentanții autorităților locale, atât cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor, a Orașelor, a Comunelor, fiecare dintre dumnealor venind și ridicând problema că vechea formulă din codul fiscal prevedea o serie întreagă de demersuri tehnice, anume acea ridicarea nivelului de impozit în funcție de valoare cuprinsă în grilele notariale, ceea ce la nivelul autorităților locale tehnic era imposibil de realizat până la finele anului, de aceea s-a solicitat și s-a obținut acordul politic ca această decizie să fie amânată. În schimb, se introduce amendamentul astfel încât acestea să fie crescute cu 50% față de valoarea inițială. Simplu, într-un singur minut, Nicolae Ciucă i-a anunțat pe români că de la anul vor plăti taxe mai mari pe proprietăți. Nu același elan l-a avut ministrul finanțelor. În stilul caracteristic, Adrian Căciu ne-a amețit cu procente pe care nici el nu le știa. Parlamentul va trece la dezbatere și la avizarea acestui amendament, care, de fapt, din ce am văzut, reprezintă sau are în vedere o actualizare a grilei de raportare a stabilirii impozitului pe proprietate. Cu cât ar crește impozitele? Nu e neapărat necesar să crească impozitele. După cum știți, față de această grilă care a fost stabilită în anul 2015, autoritățile locale au o marjă de stabilire cuprinsă între 0,8 și 0,2%, dacă nu mă înșel, sau 2%. Deci, practic, pe de o parte, pot acționa în cadrul acestei marje, pot crește impozitele. Cert este că primarii și președinții de consilii județene trebuie să facă rost de bani ca să-și mărească indemnizațiile, precum și lefurile subalternilor, în așteptarea promulgării de către președintele Klaus Iohannis a legii adoptate în acest sens săptămâna trecută de majoritatea parlamentară PNL-PSD-UDMR. Trebuie să ținem cont și de faptul că este totuși o chestiune de inechitate ca impozitele să fie la fel în UAT-uri diferite, și ca nivel de trai și ca nivel de dezvoltare, dacă vreți, economică.